V-ați gândit să-l luați pe Hefte înapoi sau nu se pune problema? Hefte e un jucător scump, interesant, dar scump. Mm-hmm. Să vedem. Adică înțeleg de la tine că nu e un numare, analizați. Da, pe partea tehnică, în mare parte, Gica are decizia finală. Uh-huh. Ne spunem părerea, însă Gica e cel care decide și în funcție de buget. Dacă ne vom permite un jucător ca el și dacă Gica crede că iarăși trece într-o perioadă și el, care nu s-a acomodat, n-a fost fericit, din câte am înțeles la CFR, da. Sau alegem să ne promovăm tinerii noștri, pentru că avem tineri buni. Uh-huh. Am înțeles. Deci analizați cu Hefte și o să vedeți ce faceți. Dar înțeleg că, din punct de vedere al fotbalistului Hefte, vă place Hefte, din ce înțeleg. La noi a jucat excelent. Uh-huh. Ne-a ajutat. Am înțeles. Păi, căutați bani atunci. Bine, Ciprian, mulțumim. Bine. Frumos și vă ținem pumnii. Mulțumim. Vă mulțumesc și eu, ține plăcută. Mulțumesc. A fost Ciprian Marica, unul dintre acționarii Farului. Iată, Hefte în vizorul lui Farul. Practic asta înțeleg. Nu cred că și-l permit în momentul de față. Acum știi cum e și cu Hefte. Mai lași și tu din nas. Da? Și apropo de faptul că mereu te întorci la Hagi și iară Hagi, Hagi te reinventează. Bine, cât o mai putea și Hagi să tot îi reinventeze. Bine, Hefte nu e chiar A jucat cât de cât, e un jucător bun, are ritm de competiție, nu vine după o perioadă de inactivitate, de luni, de zile, ca să accepte să vină pe un plafon salarial care există la Farul. Chiar dacă acceptă, nu l-aș pune în categoria resuscitaților. E un jucător care te poți folosi din prima și folosi mâine, dacă exact. Bun.